Ce se întâmplă cu Klaus Iohannis? Noi vedem acum imagini în direct din fața Palatului Cotroceni. Acolo e un protest acum, că tot vorbeam de mișcările pe care le vedeți în stradă, de sigur care e reacția omului de rând față de politicieni. Pentru Klaus Iohannis e cumva un final de mandat, că știm bine în 2019 sunt din nou alegeri. Cum îl vedeți în acest an? Foarte încolțit. Foarte încolțit din multe părți, dată fiind că mulți din jurul lui sunt foarte afectați, susținătorii lui nu mai sunt atât de fideli, lumea se manifestă într-un mod fără precedent, deci nu este un an foarte bun nici pentru Iohannis, aș putea chiar deloc să spun.